Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu The Infected. Baza noastră prinde conturi, mai degrabă gardul. Hai să văd ce am făcut între timp. Și de asemenea am pus țiment, tată, i-am pus beton. Aici o să las o mică găurică pentru că vreau să fac o poartă ca să mă duc spre căbănuță. Da, o să devină cabană, o să devină... Da, așa arată acum cu ciment. Ia uite, tată. Da? E mult mai mic. În ce lună suntem noi? În februarie deja, se apropie primăvara, dar se apropie și hoarda. Mi-am propus să fug de acasă în momentul care vine hoarda. O să mă duc eu într-o peșteră, cred că la aia de cobalt. Stau acolo să mă iau cu băieții la trântă. Aici am făcut o mică inginerie arhitectonică, da? Am coborât puțin așa ca să pot pune gardul în continuare, dar fundația va veni la nivelul ăsta, toată baza până acolo. Aici vreau să fac eu ceva interesant, o să vedeți voi în episodul care urmează. Bun. Astăzi mi-am propus să mă extind un picuț. A, și mai văd încă ceva. Una dintre... Care asta? Nu, cealaltă. Asta am pus-o doar pe pietre. Da? Una este pe pietre, una este cu de toate. De ce am pus pe pietre? Tocmai ca să punem aici la malaxor, pentru că eu am denumit asta din nou malaxor și pe asta am denumit-o betonieră. Aici se face cimentul, aici se malaxează și se face, nu știu dacă am zis bine, malaxează, dar în sfârșit. Da, aici, uite, deja am una, două, trei, 40 de bucăți de ciment. La fiecare fundație îmi trebuie câte 15, teoretic acum ar fi la astea 3 să am doar două fundații. Dar să mai adune, nu e problemă. Deci, vreau în primul rând să mai măresc un pic aici la curent, da, tocmai ca să pot să alimentez mai multe chestii. Și de asemenea vreau să mai montez ceva mineral, asta, extractoare de minerale. Ia să vedem noi ce material ne trebuie pentru asta. Tocmai ca să facem mai mult fier. Da, asta este planul de bătaie, cum se spune în domeniu. Deci asta îmi trebuie iron ingots 18, nail și plancuri. Nu e problemă, iron ingots câți avem? Avem doar 10, dar mai facem pentru că avem aici, ta-dam, se lucrează, date, se lucrează de zor. Deci mai construim încă un de ăsta de mineral extractor, dar o să-l punem tot cu piatră. Hai să-l punem bang. Da, ne trebuie foarte mult fier și de asemenea foarte multe ia asta. Deci 8 cuie. Unde ești, boss? Deci, una, două. Mamă, din două bucăți l-am executat. Mamă, ce-mi dă ăsta mie aici? N-aș avea o grămadă de asta parcă. Ne punem aici o piatră la malaxor. Avem deja 22 de fragmente de astea. Băi, din păcate am foarte mult nisip, tate. Foarte mult nisip. Uite, gata și asta. Cimentul. Și de asemenea, trebuie de aici niște clay. Și în locul lui pun-o de-asta. Deci am deja foarte mult nisip, am mai tocat din el făcându-l sticlă pentru noua bază. Bang. Dar totuși este o grămadă. Mai facem ciment aici, mai punem aici ciment. Da, avem 50. Deci dacă mă uit aici la nisip, ia uite, și am mai tocat din el făcându-l sticlă deasupra aici. Altfel, bine, mai puteți să fac și cărămizi. Tot pentru noua bază. Da? Uite, deja mai am puse pe aici. Să mai facem niște cărămizi, să mai punem. V-am zis, o să trebuiască foarte mult la noua bază. Până pe aici, nu știu dacă mai am loc să mai pun cărămizile. Hai să iau pasă de aici și să pun așa. Și asta unde o pune pe aici, pe sus, pe la mâncare. Uite, aici o punem și pe asta. Gata, tati. Am făcut un pic de curățenie la locul de muncă. Bun. Hai să băgăm un picuț aici. Mai luăm și de aici. Hăț. Să facem încă un nou extractor. V-am zis, ne trebuie foarte mult iron ingots. Ne trebuie 50. Hai să dăm și foc. Și să luăm de aici cât putem, să luăm și cuile astea cât putem.
Parcă zicea și Planck, nu? Dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Mai trebuie două cuie, 7 de astea și 3 plancuri. Nu e problemă, că le facem. 1, 2, 3. Dar aerul de ăsta nu mai am, aștept să fac aici. Da, pentru că nu mai am. Trebuie foarte mult, cum îi spune, foarte mult. Și tot am, tot bine, tot am adunat, tot am consumat, tot am adunat, tot am consumat. Tu ce ai pe aici? N-ai nimic? Tu faci așa, așa tati. Da, mai facem un de ăsta ca să mergem pur mai repede. Aici. E gata, cimentul. Aici este... Iar am făcut fragmente de astea. Ia. V-am zis, este foarte mult nisip și cred că mai dau drumul iar la, și la cuptorul ăsta, la altul cu sticlă. Hăț. Așa, tate, și-l aprindem și pe ăsta. Și mai luăm de aici un 5 din ăsta, lăsăm pe ăsta. Pardon. Și mai băgăm aici. L-am mai mutat încă o dată pe aici. Le-am mai făcut un pic de aranjament, da? Uite, asta-s gata. Și îmi trebuie... La așa de mutare le-am mutat, că nu mai știam pe unde am pus o dată. Aici mai băgăm din astea. Așa tot. Și lăsăm pe asta aici. Cuile trebuie 2, 4, 6, 7. Trebuie 2, lăsăm aici. Una, două. Așa tati. Și mai dăm drumul la un extractor de ăsta pentru... Ăla-i. Și băgăm și de asta. Și lăsăm doar pe piatră. Gata, tati. Să se lucreze, zic. Da? Se lucrează. Asta odată. Și când se luminează de ziua, mergem din nou la, cum îi spune, la mină, ca să mai aducem cobalt și cu de asta altul, și cu aluminiu. Aici mai am o de asta și o de asta. Mai băgăm la malax, aici la malax în partea asta. Nu cimentul, nu cimentul. Băgăm aici jos cleiul. Și aici sus ăsta și am dat mix, on the mix, ciment. Deci 2, 4, avem deja 6 bucăți de ciment, putem să facem, cât înseamnă, 4 fundații, nu? Hai să le facem, să le întărim. Hăți. Luăm încoace partea asta la altă. Luăm pe ăsta la altul la noi. Luăm pe ăsta la altul la noi și dăm așa. Hăți. Gata, cimentul. Dar ce-mi place mie cum arată acum. Ia uite. Dacă e mai înaltă, dacă mai înalt rămân și picioarele astea, dar astea rămân tot de beton. Da, dar îmi place că rămâne așa ca un fel de fundație. Ia uite, de beton, tati. Și dacă ne uităm un picuț, deci asta are 400 și dacă ne uităm la asta, are 200. Deci e dublu la rezistență. Teoretic, cum îi spune, am de muncă vampiri un pic, da? Deci dacă se apucă să ronțe între ghilimele la asta, am un pic de muncă. Așa, tate. Și poți să facem și gard, o să facem și upgrade la gard, nu-i problemă. Da? Aici, iar două fragmente, mă trezez un picuț aici. Astea s-o oprite cumva, nu mai avem curent? Vreau să văd dacă mai am pe stoc ceva oil can, pentru că merg și la... Ia. Mai am doar 4. O mică mare problemă. Ia să vedem cum stăm noi la curent. Asta oprite. Așa, tati. Avem deja bateriile full 2018, producem 185, pentru că probabil că se întunec afară și panourile deja nu mai fac față, dar consumăm 240. O să las oprească astea și nu mai le folosim oricum. Și o să rămână doar pe extractoare. Ia uite, prietenul.
căutai tu acolo la... Vrei să furi piatră? Ce vrei să faci tu acolo? N-ai adus nici, ai venit și cu mâna goală. Ai venit și cu mâna goală, tate. Este bună și asta... Uite, asta deja a produs pietricele. Așa, tate. O să fie bine. Mai băgăm aici. Asta le oprim deocamdată. Cred că am făcut o borăboță. A luat o de la capăt acum. Lasă așa, atunci a oprit. Bun, lăsăm asta oprim deocamdată, că cimentul și coalea nu e chiar așa de important. Bine, important erau astea la alte. Uite aici ce am făcut noi, o grămadă de chestii am făcut noi aici. Și cu hâț. Hai să prindem și noi un pic buleftica. Așa, tați. S-a cam dus ăsta al meu, dar nu e problemă. Ăsta îl punem aici. Asta le punem aici. Asta le punem aici. Un pic de organizare. A trebuit stinse astea din... hai să mai punem niște nisip. Așa am o grămadă de nisip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Poți să care ăsta micu? Poate să care, nu-i problem. Și băgăm așa, facem sticlă. Aici e plin. Aici este plin. Așa tătuț. O să ne trebuie asta sticlă la bază acolo. Ia uite, deja avem 45 de sticlă, nisip o grămadă. Sfoară ne mai trebuie pentru gard. Problema mai este un picuț aici. Ne trebuie mai mult combustibil de ăsta. Dacă tot mă duc la curent acolo. Ce avem noi aici? Plant asta. Asta lăsăm aici. Gata. Un pic de apiță. Îi dăm și unul ăsta mic ca să nu doarmă cu, iar cu setea în gât. Ala-i. Acel. Aici se lucrează, v-am spus. Iron ingot e un pic problemă. Am pornit între timp și extractoarele cu cupru. A trebuit să găsești acolo niște piatră, niște astea. Apropo, o să schimb eu acum ca să nu mă pățesc ca în trecut. O să scot asta și o să-mi pun asta din prima ca să știu. Așa, tati, că iar ajung la... Asta nu mai... Asta ce n-are? N-are combustibil, mă. A, și mai am 3 și astea. Bine, astea 3 pun la 2 extractoare. Mai trebuie încă pentru 2. Dați un picuț așa să alimentăm asta aici. Așa, tați. Scuțim toporul. Ăla e. Tână copul. Aolo, vine iarna, tati. Vine vijelia. Ia uite. Uite ce e afară aici. Eu cum sunt îmbrăcat. Nu mai vedeam. Ia. Am doar pantaloni aia de fâș. De fâș, tati. Ia uite ce ninge afară. La culcare, cum e că nu-i de noi afară. Da. Bun, hai. 58 zile, deci mai sunt 2 zile până la hoardă. Atât. Păi în continuare afară, ce lună suntem, frate? Februarie. În continuare afară e temperie. Închidem ușa că am băgat un cărbune în sobă, oricum temperatura e casă, e ok. Asta este oprită iar. Cred că iar nu e curent. Trebuie neapărat să fac... Bine, iarna nu prea stă ok, astea, cum îi spune, panourile solare. Dar n-am ce face. Închis pe aici, ia să vedem. Două secunde. Încă avem lemne în sobă, nu e problemă. Nu, mă uitam la plită, mă uitam. Aici. Văd că... Dar așa dă căldură. Eu am băgat din greșeală cărbune în aragaz, sau cum se numește asta. Dar să bag în asta. Asta e pentru încălzire. Lasă așa cum a picat. Nu-i bai. Ia să vedem noi la curent cum stăm. Noi avem 1150. Hai să dăm un pic drumul. Poate între timp mai apare, cum îi spune,
Mamă, ce temperatură avem aici. Aici nu e nimic. Aici avem două fragmente și 10 de nisip. Punem nisipul aici. Vreau să mă uit pe acolo, poți dacă avem ceva biofuel. Trebuie neapărat să fac oil pump-ul ăla, că e... A, stai dacă am spus afară pe astea. Aici nu e, aici nu e. Hai să-i dăm șulul ăsta de pe pică. Hai să-i dăm cărniță, tati, că vrea proteină asta, micu. Hai să-i băgăm proteină un pic. Oț. Ia și bagă carne în tine, bă. Cea mai bună legumă e carne, cea mai bună pasăre e porcul. Ăla e. Deci odată așa. Și să-i băgăm și o conservă de asta de legume. Un compot de asta. Cum stăm? Mai bagăm un compot că avem de unde. Așa să fie full, tati. Lăsăm conservele aici. Și de rest o apă. Așa, tati. L-am făcut șmecher. L-am făcut șmecher de șmecher. Două secunde. Aici să oprim asta, că nu mai avem treabă cu el. Le luăm pe astea de aici. Aici să oprim foc. Mamă, de ce temperie afară. Și am băgat la sticlă aici. Ăla e. Am sticlă la greu. Și aici avem și frumos ăsta. Ia să vedem ce se întâmplă între timp aici. Odată. De ce asta? Asta e oprită, de ce? Asta funcționează, nu e problemă. Și asta la altă a adus pietricele. Ăla e. Și mai luăm și noi. Mai luăm și noi unde găsim. Odată. Băgăm aici. Ia să vedem. Se întâmplă la curent. 865 în continuare se consumă, dar a crescut un pic, 135. Noi avem 100 din eoliene și încă 160 din panouri solare. Deci acum, de-abia acum începe să crească un pic, că să începe să funcționeze panourile solare, că apare lumina. Dar în continuare aici puterea scade, deci în continuare luăm din baterii. Mai lăsăm puțin așa, nu e problemă. Mă interesa aici ne-a... Unde ești, boss? Pe unde vii? A, te-am văzut acolo. Hai, vină cu ace ca să stăm de vorbă un pic. Face dansul lambada aici. Bă, iar s-a ascuns, mă, și ne dea și mie acolo măcar un oil can. Un oil can îmi trebuia ca să mai duc și eu la astea mele, la extractoare din mină. N-a vrut mușchiului să-mi dea. N-a vrut mușchiului, dă-mi să-mi dea. Dacă nici el n-are, dă-mi să-mi dea. Bun. Noi doar două avem, e pic problema aici. Testăm un pic să fac rost de asta. Băi, pietre se fac relativ repede și facem de asta, cum îi schiam. Așa toate. Vă-ți. Nu, pietrele punem aici. Din obișnuință. Ia uite aici. Curentul cum stăm? Producem 154, adică a început ușor și o să dea drumul la panouri solare, dar tot sunt pe minus cu 44. Da? 43. Au început panourile să funcționeze. Mă gândesc să mai pun câteva panouri solare, de asemenea câteva baterii, tocmai ca să se încarce cât mai mult, să avem mai mult, să avem mai mult pe stoc. E frig, ăsta micu? E frig, mă. E frig, tate, să punem. Ia de aici gecuța. Și cred că s-a oprit. Mamă, dar s-a... Îmi dau seama când e frică să face un pic așa verde. Ăsta albastru. S-a consumat asta de aici. Ia tati un pic să dăm drumul la căldură, deși... Nu aici mă uitam. Suntem în februarie, tati, se apropie martie acum. Mă consuma aia, mă să mai consumăm să cărbune, să nu fim zgârciți. Odată... Ia, temperatura acum cum se întâmplă. Deja 200 de grade. Ăla e, tati. Ăla e. Am făcut foc în sobă. Bun, hai, mai dă-mi două de astea de... Să plecăm frumos la...
O dată aici. O dată aici. O să pun câte două la fiecare, asta e. Mai pe sărăcie, așa. Și de aici... Așa, tati. Bun. Hai să plecăm. Suntem mâncați, suntem băuți. Avem și cutie aici. Doar două cutii am aici. Eu zic că mi-ajung, dar hai să mai iau totuși. Și pe a treia. O parte din ele le-am reașezat, le-am refăcut, le-am pus pentru altceva. De ce faci tu așa ceva? De ce faci tu așa ceva cu noi aici când suntem? Și mai am o cutie în partea alaltă. Așa, tata, trei cutii zic că sunt suficiente. Și mai am una, știu unde mai am una. Hai, ușurel. Băi, pe aici am construit asta și acum să scrie, pot să mai trec. Trebuie să mă apuc să... mai am cutia acolo, uite, uite acolo, uite acolo, uite acolo. Opa. Îi place pe beton? Ăla e. Stai, mai am aici o cutie. Trebuie să scriem și pe asta. Iona Delivery, ca să știu eu ce am. Așa, tati. Nu-i nimic în ea, nu-i nimic în ea, așa, tati. Să o punem aici. Mai deja sunt... O să urc așa? Așa, tati. Ei, uite, mă, așa, frumos. Era o șmecherie dacă puteam să... Să fi luat și două cutea de pietre. Unde mă urcare pe aici? Tu ai pe stânga? Aia, tati. Am plecat. Combustibil. Dar băi, acum suntem la jumătate și am făcut câteva drumuri pe aici. Am uitat că aici am pus... Am pus asta așa. Care-i blocam, mă, drumul aici? Deci oricum, când o să vină hoarda, eu o să plec de acasă. Și acum am două variante. Să-mi fac cât de cât acolo un... mic sistem defensiv cu niște săgeți, niște suliți, sau să stau efectiv așa să mă bat cu ei, că am văzut că nu prea stă așa bine. Acum o să vină, mi se pare mie, dacă nu mă înșel, 8 sau 9, nu mai știu când o să vină, nu mai știu care e ordine. Când mă întorc, să trec și pe la asta de cupru. Frână, 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 frână. Vedem noi cum stă treaba. Minus 13 grade afară, februarie, tot. Băi, am văzut că e mai frig în februarie decât în decembrie, undeva de treaba asta. Și bine, am avut și până ianuarie ceva ger, dar mai mult pe februarie, tot. Op. Hai, ușurel așa, hai să ajung prima plantă la cobalt. Și o să iau... Oh, ce m-a speriat de creangă aia. Băi, dar... Sperios mai sunt. Am văzut că vine și creangă aia, sperios ceea ce vine. Ușurel. Băi, bine că nu avem sau știu, cu damage la mașină. O să stau să adun și ceva lead. Că nu mai am. Ușurel, tati. Așa, așa, așa. Așa. Să apendem și noi buleftrica un picuț. Ia uite, tati, ce e aici. Și avem și pietricele, o grămadă. Așa, tati. La cobalt chiar nu mai este o problemă. Avem acum o grămadă de cobalt. Bine, să și tocăm. Într-adevăr, nu mai era... O să pun 3 de-astea, să vedem. Am dat drumul la problemă. Aici mai este ceva și o să-i pun... încă una. Hai să lăs așa și pun mai multe în partea altă la aluminiu. Parcă aluminiu mai important acum pentru mine. Băi, du-te, mai văzut că am greutate. Băi, ce pervers e ăsta. Exact când am văzut că n-aveam greutate, m-a și cotonăgit. Uite acum câte pietre avem să băgăm la malaxorul nostru. Un pic, să facem așa un pic de încărcare altfel. Punem aici. Hăți, 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 hăți. Și mai intrăm un picuț ca să luăm de asta, cum îi spune.
lid și cu... Bă, da, ca cu mâna goală așa, nu iau și eu o cutie de-asta. Să mă lung ceva lid cu... De ce nu și cu iron? A, așa, ai ușor? Hai. Ăla ești. Ăla ești. Bag aici. Ai cu și cu cleiul, că ne trebuie și clei mai încolo, nu-i problemă. Hai să mă lung și nu e cărbune, că să mai fie acolo, deși am cutia aia aproape plină, dar să fie. Atât am luat o singură de aia. Ia. O dată, o dată și o dată. Băi, ciupercuțea lua, nici acum le-am folosit. Dar am văzut că nici s-a stricat. Băi, destul de mare pește asta. Dacă aș umple pe asta cu, cum îi spune, extractoare, cum ar fi? Cam cât aș aduna de lene? E mare, dar nu... Atâta. Dar nu prea are de-astea. Așa, tati. Hai să luăm ce putem de aici. Și după aia... Ia. Uite și aici. 46 kg. Hai că mai avem 30 kg disponibile. Deci putem să cărăm. Și am ajuns să... pe aici nu mai nimic? Nu mai. Bun. Hai să mergem și la lumină, că acolo la lumină este bătaia cea mai mare. Acolo trebuie foarte multe chestii. Îl luăm și pe ăsta afară cu noi. Așa, tati. Stingem un pic bulioțe, că e deja lumina afară de la zăpada asta. Și de... Ce a făcut? A pus-o pe... A, deci pot să pun și pe marginea la asta. Deci cum e mașina în pantă, cum stă cutia strâmbă? Dați-vă și voi. Băi, nu mașină, mă. Ai cutie jos. Să băgă repede mașină. Lasă-mă aici și pe asta așa. Închidem capacul aici. Hai. Hai și la aluminiu, să mai montăm niște panouri solare, v-am zis, și niște de-astea, cum îi cheamă, niște baterii, tocmai ca să producem non-stop, deci adunăm cu mai mult curent și producem non-stop. Și ne pregătim un pic și pentru oil pump, pentru că l-am spus, la oil pump trebuie foarte mult de-asta, cum îi spune, curent și acolo. O ușurel, tati. Băi, dar nu mai știu pe unde... Știu că pentru un sat pe aici aveam, cred că aici în față, știu că aveam un pat. Cred că mă duce acolo, când vin, când vin vampirii. Ia, ușurel. Așa, tati. Și am ajuns și la aluminiu. Așa, tătuțu. Hai să mai luăm, uite ce mai în cap, una alta, o să punem una asta. Aprindem și noi buleftrica. Bă, asta văd că funcționează, văd că bâzâie. Oh, ce-mi place, ce-mi place, aici băgăm mai mult să fie. Ce-mi place când văd așa galben, mamă, și câte pietre am luat. Deci băgăm malaxorul acum, n-avem treabă cu dânsul. S-a umplut? S-a umplut? Hai să mai aducem o cutie. Așa îmi place. Așa îmi place când văd astea full așa. De aluminiu. Hai să mă duc și acolo sus. Dați voie. Aici vreau să fac și eu așa o șchiță. Asta e full, asta e aproape full, asta e full. Auto pasta bine, auto pasta bine. Așa, tati. Bă, zic eu că-s patru suficiente, dar văd că s-au umplut. Bine, am băgat și lid.
Deci luăm și de aici și aici să băgăm biofuel. Așa tătuțu. Deci am băgat. Aude, piată, tate, o să meargă malaxorul ăla în plin. Bine, aș face o aroganță, nu fac unul, dar îmi trebuie curent. Am pus cu frumos cu joncțiuni, cu alte chestii și nu e problemă că când mă supăr opresc pană pe altele. Dacă legam pe toate la aceeași panou, doar o singură joncțiune, era puțin complicat că se opreau toate. Așa pot să jonglez din ăsta, cum o cheamă. Din joncțiuni de acolo frumos. S-am închis pe unul, pac, deschid pe altul. Bine, când o să fie baza făcută frumos, mare și elegant, o să fie fiecare cu circuitul ei, bine, pe căpărări așa, nu la, fac acum la fiecare cât o de-asta. Frumos. Așa, ca să pot să jonglez din curent. Până să fac eu, ce este așa? O să fac eu ceva ca lumea. Curent de la mare, puternic. Nuclear. Cum ar fi să bage centrala nucleară în de infected. Cu timpul cred că o să bage. Am văzut că vor să bage arme de foc. Și de asemenea vor să înarmeze și pe vampir cu arme de foc. Vă dați seama atunci ce scandal o să iasă. Ce scandal o să iasă. Sper ca update-ul care îl face să nu ne punse de la zero. Asta e combinația. Dacă ne rămâne așa baza mare, de-abia aștept să mai iau cu ea la... l-am pușcat. Nu știu cum o să fie. Mă, cred că e gata. Uite, mai am aici o piatră. Așa tot. Ăla ești. Ăla ești. Și mai acolo piatră. Uite, luăm tot. Atât. 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 Așa tătuț. Și încă n-am mai fost prin sate. Dacă m-am dus și prin sate, mai durăm în alta. Bun, am alimentat din nou extractoarele, ele produc în continuare. Deși părerea mea, cred că la cobalt trebuia să o las puțin mai moale, dar lasă să fie acolo, decât după aia să plângem după el. Că mai plâns după cobalt odată. Vrei? Vrei? Mă lași pe mine aici? Așa tati, să rămână. Mare domn. Așa tătuț. Gata, tati. Patru de-astea full. L-am plecat. Așa, tati. Hai. Stai că am atat la Africa. Să mă uit un pic pe... Așa tătuț. Bun. Mergem acum, ne mai facem ceva panou solare, ceva baterii, ca să fie treaba bună și dăm drumul în continuare la asta pentru să facem fier. Iron ingots îmi trebuie la greu, steel ingots am făcut deja rost, plasticul e aproape gata și ăla pentru oil pump. În schimb, îmi trebuie foarte mult iron ingots. Am montat acolo frumosul grinder. Deci stau acum în două roți, ce fac aici? Am făcut un pic de echilibristică. Ce ai făcut? Băi, am uitat că e afară iarnă și e gheață pe jos. Mai derapăm și noi cu trocariciul ăsta. Nu am auzit ce nu-i cadere că merge. Uite, să mai fac o canistră de aia de combustibil, să am pentru ea. Să fac și garaj la mașină. O grămadă de treabă avem. Dar mai zis, primul lucru, deci acum prioritatea zero este să fac oil pump-ul. Am scăpat un pic de teama aia de hoardă, pentru că am zis că fug de acasă când este hoarda. Și mă întorc ușurel. Mă zis că trec și pe la cupru. Da, mai am cu ce să iau? Nu mai am cu ce să iau. Las că aici la cupru nu e problemă, că pot să vin și pe jos. Vin cu o cutie. Ala e. Uitate acolo. Uitate acolo betonul. A început să apară betonul. Ușurel. Hai. Hai cu întâia, hai cu a doua. Zici că sunt la nou runner acum. Vă-ți. Vă este să fac neapă. Să mă opresc un pic cu gardul. Că până îl fac un pic de bază.
Bine, eu mă chineam un pic cu gardul, că, mamă, deci, am dat o tară în SnowRunner. Ia uite, mă, ce fac eu aici. Hop. Peste pe motor, băi. Așa, mă, tati. Băi, e frumos. Hai să vedem aici. Prima dată luăm pietrele de aici. Hați. Bag aici să fie. Cum stăm la curent? Avem deja bateriile full. Am dat drumul la mixer. A plecat și betoniera. Pardon. Asta o punem deocamdată aici. Luăm așa frumos pe căprării. Următoarea. Ușurel. Ușurel. Pietricele, zic. Pietricele pe câmpii. Așa, rămâne cobaltă. Uite cât cobaltă avem. Bagă aici, tati, să fie plin. Asta și pe asta aici. O să duc și aia, acum am venit ideea. Două secunde. Hai mă, stai, eu duc în tăcere, nu-i problemă. Pietricele, tati, pietricele. Hăți. Mai pot să pun aici? Mai rămas cu ele. Două secunde, că o rezolvăm. Apropo, tot februarie. O luăm o de asta de aici. Punește așa pe lat un pic să avem loc. Așa mă, tati. Acolo e bine. Să băgăm aluminiu. Că aluminiu e urgența. Bang. Maimuța e pe tank. I-am dat foc. Bang. I-am dat foc. Și facem și una bucată oțel. Uitați-ne aici. Și o băgăm aici. E prea cald acum ăla ăsta mic. A, nu, e sete, mă scuzați. Ia, tati, un picuț. Ia o bucată de carne prima dată, că ai nevoie de proteină, că ai băgat cam mult. Așa, tati. Cred că e prea cald. Da, gata, am ieșit afară. Pardon. Mamă, cum am venit încărcat, ca Moș Crăciun, tati, ca Moș Crăciun am venit încărcat aici. Hați. Să lucrează și de restul aici. Ăla-i sunt. Și dacă mă duc și la mina de cupru acum, așa acolo se poate pietre. Hați. Păi cobalt, mă, cu logrăma, deocamdată nu băgăm cobalt, băgăm aluminiu. Ăla e, tati. Aici băgăm cleiul. Și aici băgăm... Nu aici lidul, nu aici lidul, că am cutia pentru lid. Uite așa, tati. O golim și pasta. I-am băgat cleiul aici, ăsta e cobalt. Mai facem una bucată de oțel. Avem cu ce acum. Și o băgăm deja la topit. E cald acum al ăsta mic. Când e cald, când e frig, n-ai treabă cu el. Nu atât de aici. Lasă geaca jos, că e adevărat că l-am pus și pe lângă astea pe aici. Ia. Bagă cutie aici. Băi, deci n-ai văzut așa ceva, mă. Ușurel. Ăla e. Aici, ia uite-le, tati. Aoleu, ce deștept sunt. Ia uite, tati, cum se face iron ingot-ul acum. Le pun o cutie de-asta înapoi, lasă așa, până cu alea nu e problemă.
Câte chile am băgat în plus? 6 chile. Hai că e frumos afară, să apropie și bagă și panourile. Asta e mișto. Imediat o rezolv acolo. Nu mai să scap de pietrele astea și să mă apuc să mai fac încă 2-3 panouri solare, încă 2 baterii dacă aș putea. Aș fi gică de gică. Stau în liniște după aia. Merg astea non-stop. Ia de aici, tati, că am făcut o boroboață. Ia uite ce e aici. Asta de ce nu mixezi? Bagă acolo, l-am mixat. Aici a rămas așa, aici a rămas cu... Mamă, asta mă interesează de aici. Cu aluminiu, tati. Hai să extragem astea frumos. Le punem aici pe căprării deocamdată. Hați. Asta-mi trebuie. Asta-i poctac ce-am poctit. Cum ziceam eu cu mașina. Bang, bang, aici e gata. Aici e gata. Se lucrează la viteză, tati. La viteză se lucrează. Și mai băgăm și... Nu băgăm, de că n-am deocamdată nimic acolo. Ia uite aluminiu aici. Asta e gol. Aici... Băgăm cărbune sus aici, că nu așa, aici este cu... Ia uite bă ce dăm februarie cu... Hai mă să închidem ușa aici la... La bordei. Și dăm-o cu frigulescu. Aici e gata, aici e gata. Mai băgăm una bucată oțel. Băgăm aici. Băi, pe aici mai am nici ceva fier. Stați așa, că am uitat ideea acum. 1, 2, 3, 4. Că afară sigur a început să bage ăla. Ăla e tot. Să lucrează la greu aici. Să ducem cutiile de la curier afară. Ambalajele goale. A, e tot. Ia. Aici afară una. O să las, cred că 6 cutii pe problema acolo. Ia la curent. La curent aduce 980. S-au dus panourile iar, luăm din... S-au oprit, tati. Mă miram eu de ce nu... Și acum dau din nou aici. Avem probleme deocamdată. Hai să, băi, m-aș face un picuț tot așa cu eoliene, că alea merg mai bine, da. Ia să ne... Dar parcă și panourile astea fac mai multe. Power. Da? Deci îmi trebuie la power, îmi trebuie... Am 5 aluminiu. Deci acum am un inventar micuț. Deci la aluminiu am deja 20, 25, deci ar merge 5 din astea. Așa, tati. Problema majoră este că ăsta e... Mai băgăm lead aici. Așa, tati. Iar pe asta oprim deocamdată. Oprim. Problema e că am stilingul ăsta, nu o să-l pun. Așa o dată. Și de restul aici. Ăla-i. Gata, am eliberat toată zona. Hai să mă apuc, deci încă o dată, deci eu aluminiu am acum 32 de bucăți. Deci asta înseamnă 30, înseamnă că 6 panouri solare ar semna. Mă interesează un picuț bateriile. Îmi trebuie 4 baterii, trebuie aici, asta. Asta ar însemna, dacă facem că 2 baterii, ar însemna 8. Hai să facem 2 baterii, de restul facem panouri solare. Da? Așa facem. Hai să fac eu aici pe loc. De ce mă chinui să fac eu acolo afară? Nu știu. Ca să pot să mă vârd aici. O baterie, 2 baterii.
Și băgăm. Deci am băgat aici frumos ăsta. Am băgat frumos ăsta aici. Copărind goț, cred că trebuie să mă duc să adun niște odată aici. Am băgat. Și electrical parts 10. Asta înseamnă că îmi trebuie... Era am uitat rețeta la asta. Copper ingots, plastic și cobalt ingots. Deci mi-e trebuie acum 5 cu 5, 10 îmi trebuie din fiecare. Trebuie să mă duc neapărat până la... Poți să mă duc pe frigost? 2 secunde. Dacă tot mă duc. Mă duc până la cupru aici, aproape. Nu mai mut mașina, nu mai este, că oricum e scumpă benzina. Nu? Mă duc până aici, aproape, pe jos, frumos. Să adun niște cupru. Dar uite că am plecat câinesul la vânătoare și n-am luat și eu niște... De asta cum îi spune. Niște combustibil să mai bag acolo. Dacă tot stup aici. Ușurel, ușurel. Hai. Am uitat care e geaca pe el. Bă, văd că mai funcționează. Oh, și au combustibil suficient. Hai că e bine. Hai că e bine. Bă, deștept să am plecat cu... am plecat cu ăsta plin, tati, de... Dar nu e problemă. De cobalt. Am luat și o cutie. Am luat tot afară, parcă nu? S-a luat cutia afară și era marfă în ea. Oh, alea, alea, alea. Hai să băgăm. O să bag două baterii și de restul panouri solare ca să meargă toate non-stop. Deci o să producă panoul alea ziua, încarcă bateriile și o să meargă din surplus. Ușor, ușor. După aia, încet, încet, o să, după ce fac rost de oil pump-ul ăla, o să, cum îi spune, o să fac mai mult pe eoliene, că alea dau mai puțin energie, ce-i drept, dar dau non-stop. Pe când panourile dau mai multă energie, dau dublu câte eolienele, dar dau doar când e soare afară, când e lumină. E un pic de problemă aici, dar o rezolvăm noi pe treabă. Băi, asta e goală. Asta e goală. Asta nu era goală. Asta era problema. Și luăm cupru. Mă interesează cupru. Am așa tot. Și băgăm aici. Cupru la greu. Ăla-i. Hai să dăm drumul și la asta, la cupru. Auzi, tati, uite, tati, cum se face aer... Asta e lead-ul de aici. Și se mai dă și la asta foc, totuși. Bun. Deci la asta am nevoie de copper ingot. Nu. Electrical parts, am zis. Și îmi trebuie copper ingots pentru electrical parts. Așa, tati. Ia să vedem ce se întâmplă aici la curent. A căzut, bineînțeles, dar s-au umplut bateriile, așa că pot să mai dau drumul o dată. Ce se întâmplă aici? 44 de iron fragmentate. Și nisip la greu. Și nisip la greu. Nici nu pot să mă mișc de aici. Hai să mă dau jos din nisip. Mamă, ce e aici? Dar de ce ține eu aluminiul la mine? Lasă-l aici deocamdată. Mai băgăm aici nisip, tati. Dacă tot mai avem... Am așa, tati. Deci bagă malaxorul ăsta, n-ai treabă cu el. Nu ai treabă cu el. Așa, odată. Aici se lucrează, așteptăm deocamdată cupru. Hai să montăm și alea sus. 2 secunde. Deci eu aluminiu acum. Asta trebuie dus afară.
Am așa. Da, să facem așa, ca să îmi dau seama, să le număr mai ușor. Deci am 24. Asta înseamnă 4 antene, nu? 4 panouri solare. Da, 4 panouri solare. Mă pot să dau ce din ele, măcar o parte să car tot dacă mă duc încolo. Deci vom monta 4 panouri solare și cu încă 2 baterii, eu zic că o să fie bine treaba. Ia. Dang, dang, dang. Facem aici casa eco. Păi pe aici trebuie să urc eu, dacă nu. 2, 3 și 4. Da? Și am băgat aici aluminiu. Am băgat aici aluminiu și nu mai am copăr. Mamă, trebuie și copăr și iron ingot și o grămadă de chestii. Dar măcar, iau ce e acolo. Facem curent. Na, venim mă, primăvara. Mult așteptată. Uite ce e aici. Uite ce e aici. Deci la asta mai trebuie, asta nu mai trebuie. Deci toate este corecte cu parți. Deci am eu greutate așa, ce am eu mult pe mine. Am și... A, acum am văzut ce am eu. Dar stați așa un picuț, stați așa un picuț. Că aici avem treabă noi. Ne trebuie pentru alea. Vedeți? Și mai încăpea una, dar nu mai am, bagă direct, de restul bagă sticlă, tati. Hai că băgăm la sticlă, ne facem zgârie nori. Așa, și aici lăsăm ăsta aici. Aici lăsăm aici. Dacă mă uit iar, 14 bucăți iar. Bă, deci e mișto tare treaba cu grinderul, tati. E mișto treaba cu grinderul. Bun, ai zis că ne trebuie pentru asta. Cred că o să-mi ajungă și pentru antene, pentru panouri solare, să vezi acum. Deci îmi trebuie plastic, copăr și cu cobalt. Cobalt e de acolo, cobaltul nu e problemă. Plasticul exact 12, îmi trebuie o leu. Parcă lasă să faci, dacă nu mă înșel. E caldul ăsta micu iar. Când e cald, când e frig, când e... Adevărul că merg toate forjele pe aici și sobă și alea și o țin cu... Țin ușa deschisă degeaba. Ia tati. Aici mai bine acum? 6 grade afară. Ala e. Una de-asta, una de-asta. Una de-asta. Bang. Una de-asta, una de-asta, una de-asta. Bang. Ia uite cum se eliberează. Pardon, băgăm și de-asta. Am deja 6. De o baterie. Făcut-o pe asta ca să mai ciupesc un pic la curent, acum la curent. Bang, 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 așa tati. Să vezi că mai trebuie acum cobalt. Și mă uitam, zic, mamă, cât cobalt am. Cobalt îmi trebuie. Ale, mă întorc și la asta aici. Să lucrează la foc automat aici. Să lucrează la foc automat. Și încă una și gata. O dată. Sticla o lăsăm aici. Plasticul lăsăm aici deocamdată că mai folosim. Așa, tati. Asta îl luăm de aici. Îmi trebuie 50 de astea, tati. Deci avem acolo. Și aici avem bun. Și o să mai băgăm cobalt. De restul. Mai punem aici la minereuri. Țăc,
țăc, țăc, țăc, țăc, țăc. Cred că mai trebuie cupru acolo sus. Bun, hai să ducem bateriile toate la locul lor, să fie una lângă alta aici. Elegant. Uite așa toate. Deci acum putem depozita mai mult curent. Și dacă facem și mai multe panouri solare, avem un avantaj. Adică, teoretic ar trebui să meargă non-stop toate ce am eu până acum. Ia. Vrei? Ăla-i. Aici, deocamdată, oprim producția. Ăla-i. Ia să ne uităm acum la curent, cum stăm. Deci putem depozita 4.000, tati. 4.000 și noi consumăm 300. Deci acum, teoretic, teoretic, dacă umplem bateriile astea, avem acoperită toată treaba. Aici n-am mai, mamă, 32 de fragmente și nisip la greu. Aici n-am mai luat cimentul, tati, n-am mai luat cimentul, dar aici să-l băgăm și noi aici. Dar n-am adus 2 secunde. Niște clei de aici. O lui am dat greu. De ce mergeam încet? Care 7? A, 78. I-am pus un picuț mai mult. Mai facem ciment acolo. Mai ușurel. Ușurel, ușurel, ușurel. Ușurel. Hai tătăiți, așa ușurel. Ușurel, așa frumos. I-am băgat cleiul aici. Uite o cutie de delivery unde era. E aici. I-am dat odată mix. Și băgăm cleiul aici să fie deocamdată. Bun. Aici avem sticla. Aici avem electrical parts-ul ăsta. Cum am mătut, că am mătut în plus. Hai să vedem ce putem face, măcar un panou de-o, dacă am dat drumul, ar fi jmechereală. Deci ăsta are nevoie de... Că la care am pus, mă? Mă știu la care am pus aluminiu. Ăsta n-are... Ăsta are 3. Ăsta are 5. Da, îmi mai trebuie 5 iron ingots. Băi, deci nu mai am cupru. Deci nici măcar n-a putut să fac rostul de un panou. Asta e tot cobalt. Asta e lead. Probleme, tati. Probleme. Dar oricum, am o mai mare, cum îi spune, depozitare pe curent, dacă pot spune așa. Deci am mai mult curent acum pus separat. Mai topim ceva de aici? Hai să topim și noi astea. Vă-ți. O dată. Dacă tot merge asta în plin aici, o dată. Hai să-i dau și la asta dată drumul. Ăla-i stat. Băi, aici mi-e și frică să mă bag ea. Ia. Ia uite tate aici. Ia uite tate aici. Băi, deci fac la nisip acum. O să lasă așa deocamdată. Aici un picuț. Mai băgăm aici de asta. Să fie treaba bună. Băi, da, ia nisip aici, mai băgăm nisip aici. Ăla-i. Și aici fierul. Băi, deci cu grinderul ăla am dat lovitura tati. Dacă mai facem încă unul, aș fi gică de gică. Dar deocamdată, eu zic că am suficient. 635, sunt cu 160, s-am și întunecat afară. E nasoală treaba. E nasoală treaba că se întunecă. Asta mai are puțin și gata aici. Băi, îmi trebuie ceva cupru, tati. Deci mă dau o tură până la cupru. Următoarea noapte, următoarea seară vine, nu? Vine hoarda.
Trebuie să fug de acasă. Asta e toată ideea. Ca să nu dorme pe aici ce am muncit eu pe aici. E gata cu cimentul. Am pus clei aici. Și luăm de aici nisip. Și punem așa. Așa toți, ia de aici. Mai băgăm aici pietricele. Ați. Ce e setelul ăsta, micu? Ce sete, boss? Ia de aici. Am scăpat. Bun. Deci mie, teoretic, acum... Ia să facem o veche socoteală. Vede cam cât cupru-mi trebuie. Deci aici... 4 bucăți. Aici, deci 4 bucăți. Cu 4, 12 și aici îmi trebuie. Deci îmi trebuie 13 bucăți de cupru. De cupru, tati, 13 bucăți de cupru. Hai să punem pe astea prima dată atunci. Ce mai ne-a rămas. Și să punem și iron ingots. Și trebuie doar cupru. Și o rezolvăm după aia. Ia. Deci aici am pus tot. Aș mai trebuie iron-ul. Deci rămânem cu... Trebuie și cobalt. Ce faci aici? Păi tu te găinățesc pe... Aha, ne ferește aici. Cobaltul. Dâng, 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 dâng. Asta nu trebuie să iau. Așa tați. Ia de aici. Mamă, deci cum se lucrează acum la foc auto? Am lăsat și cimentul la mine. Am lăsat și cimentul cu mine. Dacă mai băgăm de restul, băgăm nisip. Urmă de nisip avem. Hăți, hăți, hăți. Hai să oprim pasta totuși. Bă, oprim cu ce? Oprim că n-avem apă. Hăți? Hăți? Asta deja are. Ați mai duc... Deci copper ingots la greu și iron ingots. Punem asta sus aici. Băi, deci la cobalt stăm bine. Și mai am și spațiu aici. Da, mă, bagă sticle aici. Dacă nu pot să o opresc. Uite, am fost sus și n-am luat apă. Uite cum mai dau eu o tură, ce fac ceva mișcare. Hăți. Ia și pe asta. Trebuie să-mi fac și greenhouse ăsta, waterhouse-ul ăla și, cum îi cheamă? Și ghiuveta aia, mai avem o grămadă de treabă, dar să facem baza nouă, nu ne mai complicăm. Ia de aici și facem așa. Aici la animale să lăsăm penele că sunt grele. Și cimentul aici afară și facem un pic de nani. Avem deja 20. E o mică fundație acolo. S-au oprit că nu mai e curent iar. Avem 300 deocamdată. Lasă să încarce bateriile cât de cât. Da? Deci deocamdată lăsăm așa. Hai să facem un pic de nani. Și poate merge după cupru iar. Îmi trebuie neapărat aia cu... Măcar dacă aș mai da drumul la un panou solar, ar fi gică de gică. Trezirea, că e foame, e sete, e toate alea lui ăsta mic. Toate boalele. Așa. Trebuie să luăm, vreau să dau carne, dar să am un pic de apă, că după aia sigur o să fie sete după ce dau carne. A început ploua aia, mă, înseamnă că a venit. Asta e un martie, mă, dati. Gata, tati. Lăsăm pantalonii de iarnă afară. Frumos, ne luăm blugi iar.
Întâi merg pe șmecherie și tricoul ăsta deocamdată. Ce ai făcut, boss? Așa tot. Îți dau carne, întâi și după aia îți dau apă, dar dacă el așa a vrut. O dată. Hai că stau bine. Dau o fugă până la... întrebiu cutie de asta. Până la cupru. A trecut iarna, tati. Lejerea acum, deci iarna n-avem nicio problemă. Ușurel. Trebuie, dacă aș mai dă drumul măcar la un panou de la solar, aș fi... șmecher, după aia mai adun eu cupru, nu e problemă. Va trecut mă de aia? Parcă mergem așa mult. Uite, iar n-am luat combustibil. Au. Trei bucăți aici. Patru bucăți aici. E bine. E bine că mai pot da drumul la... la ceva panouri. Dar bine că afară plouă. Măcar v-a zis să facă pe baterie acolo frumos să punem. Și după aia scăpăm de o problemă. Ia ușurel. Și de seară trebuie să plecăm de acasă. Dacă vin, dacă vin ăștia. Opa. Ușurel, 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 ușurel. Ai dat o natie. Mamă, dar ce-mi place să gâfâie așa un pic, poate să-l lasă deloc să tragă și el un pic de aer. Dar mă grăbesc să fac cuprul ăla. Așa tătuț. Bang, 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 bang. Hăți, 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 hăți. Aici asta și oprim pe asta. Acum avem și apă. Și aici avem o pietricică care o ducem afară la, la grinder. Ia. La curent. Avem bateriile full. 4000, tati. Ia de aici. Ia de aici să meargă, tati. Să meargă toate în, în plin. Avem 8 din astea. Oooo, suntem pe barosăneală. Ia uite, 8, 16. Și să vedem și la strată ce se întâmplă aici. Ia uite, tati, ce e aici. Mamă. Mamă. M-am speriat. Două secunde, două secunde că... Așa, tati, să luăm pasta frumos. Să pune problema. Care ești, bre? Tu ești... Ia uite ce e aici. Deci nu mai trebuie târnă cop. La, ce puțin la piatră. Îmi trebuie la lid, la piatră. Ia uite, tati, ce e aici. Ia uite, tati, ce e aici. Stați așa un pic să și răspătim... două. Ia de aici. Tu faci piatră? Da, ia și ție. O dată. Așa tătuț. A? Ia uite, tati, acum, acum să te ții să vezi cum se face ironing-ul la greu.
Hai mă, stai și tu într-un fel aici. Așa odată. Am dat drumul și la asta să meargă, să facă țiment. Hai să văd aici dacă asta e, asta e, asta e tati. Ce e greu, ce e tot greu pe tine? Piatră la greu, tati, piatră la greu. Iron, iron, lăsăm aici. Dacă mănânc pe asta, eram sigur. Eram sigur, dacă mănânc pe aia, să lasă mai ușor. Uite câte piatră am la mine. Ia zi, ce panou pot să fac eu aici? Trebuie să nici nu e bulestrica. Iron ingot îmi trebuie la ăsta. Copper ingot. Uite care e unul care e gata, dacă ar avea la cupru. Băi, da, hă? Să ce vreme vrea iron. Nu e gata niciun panou. Hai să ducem și iron ingots. Îți... Nu, că n-aș avea. Nu, că i-am pus prea mult. Ia tati. Facem aici casa frumos eco. Care mi-e gata niciun... Așa, tati, avem și noi un panou, gata. Aluminiu, mai trebuie un aluminiu la asta? Acum am văzut. Asta trebuie cupru. La asta îmi trebuie cupru. La care am pus, mă, cuprul ăla? Mamă, pot tot de câte una, dar... Mai trebuie cupru. Cupru la greu. Dar oricum am făcut rost de un companou, deci suntem pe plus acum și dacă e soare afară, bateriile alea se umplă imediat. Nu pot să mai urc acolo. Ție ce-ți mai trebuie, mă? Iron ingot. 4 bucăți. Ție ce-ți mai trebuie, mă? Copper ingot, mai așteaptă. Copper ingot. Stați așa un picuț, că rezolvăm pasta la altă măcar. Nu știu măcar sus aici. Așa. Nu lead, mă, trebuie de asta la altul. Măcar mai dau drumul la un panou. Mai trebuie cupru în continuare. Cupru. Cupru. Așa, tati. Mai am încă două panouri. Hai că-s șmecher. Și mai trebuie cupru pentru treaba asta. Bun. Acum, teoretic, produc 340, mai mult decât consum, da? Consumul e 300. Și am o capacitate de pe baterie de 400. Deci suntem pe electricitate astăzi. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, un sânge călduros. Salut!